even if the sun goes down on you. Neața, neața, bună dimineața, s-a trezit Dulceața! Azi este sâmbătă și încep un nou daily vlog, deoarece și pentru că duminică știți foarte bine că intră daily vlog-uri. Și este ora 12 deja, la amiază, deja am mâncat, mi-am băut cafeluța, afară este superb, priviți ce soare bate, că nici nu se vede afară, de fapt, de la lumină, fiind așa puternică. Și încep să fac ordine, mă rog, prin ordine mă refer la haine, la spălat, pentru că, na, sâmbăta asta se face. Ieri, după masă, am făcut curățenie la mine în cameră și astăzi spăl hainele și vreau să mă duc să spăl pe aici și, evident, să fac ceva de mâncare și mai spre seară s-ar putea să avem și niște musafiri și, bineînțeles, că o să fiți aici cu noi prezenți. Și ia să vă arăt și invitatul special pe Toiuc, că știu că pe el așteptați să-l vedeți. El este obosit. Așa e, Tâncle? Ești obosit? Ce s-a auzit oare? Da. În fine, vă las că vreau să bag la spălat, să nu mai țin mașina goală, să meargă și ne mai auzim. Și am făcut dezastru pe aici, am sortat hainele și Toi caută chiloții. Îi plac lui chiloții să-i mănânce. Îți plac chiloții să-i mănânci, mai? Toți chiloții strică. Nu este voie, înțelege? Da? Ah, se pare că s-a plictisit de haine sau poate pentru că îl filmez. Mai devreme stătea acolo cocoțat și mai că nu dormea pe haine. Stați să vedeți dacă mai face asta. A, nu, că parcă știe că îl filmez și nu face asta, stă și se uită. Uite, mă, este înfumos, da? Dragilor, nu o să vă vine să credeți, dar vă zic, vă vorbesc. După 5 ore, da. Dar, ia priviți aici. Am spălat, am măturat, am spălat. Și acum sunt la ultima tură de haine care este aici. Și abia aștept să o întind și să mă scap de ea. Oh, era să scap. Telefonul și stați să vi-l arăt și pe Toiucul. În timp ce eu fac treabă, Toiucul se relaxează, evident. Nu știu ce a găsit. Și fuge cu el în gură. Fuge de mine, că cred că e un os sau ceva. Toi! Hala, mama! Îl vedeți acolo? Ia priviți-l. E departe, a găsit, da. Jucărie. Haideți că mă duc să întind ultimele haine. Și ne mai auzim că mai fac ceva interesant, că azi chiar o să mai fac ceva interesant. Hello, din nou! M-am apucat de gătit pentru că trebuie să vină musafirii. Aștept să-mi dea un semn să încep să fac pastele, că am să fac paste. Am pregătit aici puiul și ceapa, le-am tocat și între timp vreau să pregătesc aluatul pentru lava cake. Îl pun în forme, îl pun la frigider și în momentul când vrem să mâncăm lava cake, îl pun la cuptor și vreau să fie pregătit ca să nu mai stau să fac aici, na, cu musafirii, ci să fac foarte, foarte frumos acum și când vin doar să bag la cuptor. Da, ce pot să zic, am mai băut o cafea ca să am energie și în această seară, pentru că și aseară ne-am petrecut și ne petrecem și în seara aceasta, să sperăm Doamne ajută. Așa că, da, vă las că trebuie să amestec în acest mug la white, am cum topesc ciocolata și untul. Gata, i-a arătat-o și tu. Vai de mine și de mine, am uitat să mai filmez. Au și ajuns musafirii, am și mâncat, stați să vă arăt ce am mâncat, bun, paste. Au fost bune? Au fost bune? Da. Cele mai bune. Și ea, priviți ce face Toiu cu acolo, ar vrea să îngurciteze ceva, dar nu se poate. Și acum bem puțin. Noroc! Noroc! Nu vedeam ce fac.
Stați cu noi că urmează o seară Beethoven. Hai, joc! Începem distracția. Oare cine o să câștige? Toi. Toi butoi. Ia uitați-l și el se joacă, e cu noi aici. Toi, spune salut. Haideți cu zbura de jos. Ia că m-a fain de vezi, vezi că te mușcă. Alexandru, ești pregătit să pierzi? Bani, 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 ia priviți aici, mulți, mulți bani. 50, și tu n-ai vrut să te bagi cu 50, ce se face să dacă Denisa cere 100, ce băgai? Iuhu! Iuhu! Cosmin a luat mâna asta, dar să știți că tura trecută eu am luat. Da. Așa-i? Nu. De așa băgăle, dai mint. Dar de ce mințiți? Băieții mint. Da, Deni, adevărat, ai câștigat. Yeah! Fetele au valoare, noroc! Data trecută mă băgam, că mă băgam ceva, da. Dealerul, aici de față. Petre, da, vă țin cu mine tu așa, la curent. A, trebuie să mai pun 5. Ok, mai întoarce primele 3 cărți. Hai, dealer, întoarce cărțile. Tu ești dealer, dar cine o mai parea? Deni, o parea, da, s-o băga Deni. A, adică intra, intra, da. Da, intra, da. Păi, ok. Deni e prima. Ah, eu dau. Ai Deni, da. 25. Dar de ce e Deni prima? Pentru că Alex era liber, Alex era obligatoriu. 25 cum pe 20? Pui 50? Da. 25 adică. Iubi, tu mai plusezi încă 25 pe lângă ăștia 25, da? Da? Bun. Ok. Întoarce. Hai, 25. Nu. Nu. A, eu, stai că eu. Dar stai, acum n-am voie să dau mai puțin, mai trebuie să pari 150. Nu. Trebuie să pari, n-ai voie mai puțin de 10, cât e miza. A, ok. Da, o știu. Sau poate check. Da, sau poate check, să nu pariez nimic. Nu, că pariez, că s-ar putea să găștig de 25. Oi! Ce? Arită, mă, bani? 25. Ce carte ai? 6? 7? Ce carte ai? Eu cred că... Na, vrea să ne păcărească. 200 ia. Eu îl arunc. Nu ți-i tare cărțile. Nu, hai! Nu, arată cărțile. Mai vrei să mai plusezi? Nu, mai plusează. Păi lângă 200! Deci vreau să te păcălești, nu? Cât am aici? Cât ai acolo? Stai că s-au făcut pe din acum. Alo, dai o lin? Nu. Nu, păi te parează. 50, 150, 200, 250, 300. Ai de ce exagerezi? Acum nu cum e. Ai mai mult decât mine. Da. Exagera dacă cereai 500. Da, 300. 300. Nu, no, arată-ți cărțile că tu ai cerut. Trei părechi, Deni. N-am nimic. Să văd? Am un 10. Așteptam un 9. Și eu așteptam un 8. Da. Dar ai fost pe aproape, că puteai să faci culoare de mai într-o una și îl luai. Dacă aveai nu palea 25, atunci că palea mai mult. Mă, m-au falit! M-ai falit, lasă că te iau eu. Iau eu. Deci să vă explic că nu mai aveam aici nimic și ia priviți! Cine ia bănuții? Noroc. Da, cam așa mi-a ieșit mie lava cake-ul. E doar lava, fără cake. Yay! Dar e delicios, hai să păpăm! Deci dați verdictul lava cake-ului. Sigur. Minunat. Fac ceva. Excepțional. Iulian? Bun, bunut. Bunut? Bunut, atât? Platingul ăsta de lor. No. Dacă arăta mai bine așa, de data asta. Ai zis bine. Deci înțeleg că nu vrei rețeta. Ba da. Da? A, bun, atunci înseamnă că e bun. Interviu în excursivitate.
Dacă dorești, dacă Iulian vrea rețeta, înseamnă că e bun și... Și-o vine. Vezi, am curățat și mama. E bun atât, am vrut să spun. Poftă bună. Deci, dragilor, așa se fac banii. Ia priviți Cosmi, ia priviți la Alex, dar ia priviți la Iulian. Ce are acolo? Aoleu, un mare nimic! După câtea tură, a doua? A treia. Și ia priviți aici, cine este Barosana, the big, big Barosana? Nu se poate să mă duc să mai cumpăr de la direct, de la cetate. Hai să vedem dacă totuși duc tura asta la cap. Și cine a câștigat? Denisa Barosanisa! Cu ce e asta? Culoare. Culoare. Ce e? Nu numai culoare. Ba da. 10, juc. Ui, are Kinder Royale. Am Kinder Royale. Mă rog, e Kinder, nu? E Kinder și culoare. Am câștigat. Asta este important. Deci, am început să ne jucăm cum tabu. Și că Iulian zice că eu și Cosmina am trișat pentru că, nu vă zic cuvântul care este, vreau să-l ghiciți voi, să vedem dacă ghiciți. Eu i-am zis Cosminei așa. Ce este găina? Cosmina a zis o pasăre și eu i-am zis să numească altă pasăre. Și au nimerit fix pasărea aia. Ce pasăre credeți că era? Vă rog frumos, scrieți în comentarii, bine? Mulțumesc! Toaletă publică. Da, unde mergi? Toaletă publică. Ești un cost? E, te piși, tu te piși, am înțeles. Nu mâncam. Îmi faci unde că te piși. Tu, da. Gata, s-a terminat și această seară minunată. Aici este și toiocul. Toiocule, hai mama, uite-te aici să te vadă admiratorii tăi. Nu vrei? Le arăți fundul? Da? Ce mă supărat, mă? Mă, ți-i fric? Deci, seară. Bine, am uitat la ceas, ora 4, asta cum e posibil așa ceva, dar e posibil pentru că în noaptea asta s-a schimbat ceasul, deci da, din ora 3 s-a făcut ora 4 și de asta este așa de vreme. Așa că ne punem și noi la somn și închei și eu aici vlogul. Ne-am distrat în seara asta și sper că v-ați distrat și voi cu noi, că toiocul acum se distrează sub... pătură, nu știu ce tot face. Mai ies vâlea și rău să doarmă. V-am pupat, v-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!